Ce faci, Simion? Relaxat. Ești bine? Sunt bine, da. Ești bine, au început evenimentele, am văzut la tine pe Instagram. Da? Da. Cât de cât, cât de cât. Oricum, numai aici a fost. Și trebuie să ne adaptăm și trebuie să facem exact ceea ce ne bucură. Hai să luăm un loc. Să facem un moment care ne va bucura și ne va face să înțelegem că trebuie să privim doar partea frumoasă a vieții, cum zici și tu, să zâmbim. Un moment de echilibristică mentală. Echilibristică mentală. Exact ce trebuie, pentru că și eu și Ciucă cred că nu stăm bine la această echilibristică mentală. Corect, de ce? Spune-mi de ce, uite. Hai cred că suntem un pic dezechilibrați, adică multă muncă, soare afară, colegele noastre prin Kenya, prin Madeira, prin Seychelles. Normal că tu nu poți să fii echilibrat mental când tu vezi ce fac acolo, înțelegi? Corect, da. Uite, hai să facem acum un test, exact cum fac eu de multe ori în partea de... Vrei să-ți aduc un pacient aici? Nu, e ok, e ok. cum fac în partea de terapie, de ședințe, de așa mai departe. Cătălin, ce te apasă? Salut, Simion. Tocmai ți-am spus, mă apasă faptul că, uite, noi stăm la aer condiționat. Te apasă chestia asta? Da, te apasă. Și alții stau prin Kenya, Seychelles, Madeira, viață. Putem merge după ei. Adică și tot la muncă, și eu tot la muncă, știi? Adică, da. Și rezolvarea tuturor, în mare parte a tuturor situațiilor sau problemelor, știi care? Ceea ce a fost, orice-i face, nu ai cum să schimbi. Ceea ce va fi este doar un desen al prezentului. Ce totul, frumos a zis, băi, ești nebun. Totul. Deci ce va fi, va fi un... este un desen al prezentului. Frumos asta. Și totul începe din acest moment. Viața ta este acum aici. Orice îi face, nu ai cum să schimbi ceea ce s-a întâmplat acum 10 secunde. Așa e. Totul începe de la moment la moment. Așa că fiecare om, teoretic, primește cadou o viață la fiecare moment. La fiecare secundă. Frumos asta. Așa că ești vindecat. Gata, mă. Vindecat? Ce mișto e aici, da. Ciucă. Urmezi tu. Ciucă. Nu mai ai ce să-mi faci. Băi, ești nebun, uite palmieri. Ai văzut? Băi, dar chiar au apărut palmieri. Băi, eu nu vorbesc serios, sau mai bun, chiar au apărut palmieri. Cred că m-am vindecat și eu, Cătălin, că și eu îi văd. Chiar au apărut palmieri, Ciucă. Doamne. Am început să vedem palmieri. Dar sunt, chiar sunt palmieri acolo. Uite-o și pe Greta acolo. Ce miracol, Greta, ce minune, este într-o vacanță. Greta e Brigitte Bardot. Este într-o vacanță. Da. Bun. Da. Zici ce facem astăzi. Ce vrei tu facem? Dar uite, hai să facem un... un test. 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 Bine, e chestia că vei vedea doar tu. Da. Vei face un calcul. Da. Te rog. Acum ce calcul vreau eu? Nu. Stai. Vreau să... Nu. Stai. Nu. Așa. Bun. Vei face un calcul, da? Da. Vreau să-ți alegi un număr. Am fi putut să ne folosim fără niciun fel de problemă de cei de acasă, dar iar necesită o implicare în timp și așa mai departe. Vreau să-ți alegi un număr format din ordinul miilor. Păi hai să venim așa cu camera aici, să vedem. Miilor? Miilor, da. Nu, știi că dacă se vede, păi cei de acasă vor spune că eu voi vedea. Așa că mergem pe încrederea ta, da. Păi, na, poate nu vede. Deci pun aici. Crede-mă, am încredere. Un număr de ordinul miilor. Și spun ce pun aici? Nu. Gata? Da. Plus? Da. Alege pe oricine vrei. Să zic că pe oricine vrei să spună un număr de ordinul miilor. Orzaș, vino încoace să pui un număr, pune să pun aici, nu? Da. Vino aici și pun, poți să zică? Nu contează. Pun de ordinul miilor. Hai să vedem. Zi. De ordinul miilor. Plus, zi. Egal. Așa? Plus orice număr vrei tu de ordinul miilor. Încă una. Așa? Pune așa și fac eu, uite, egal. Așa. Așa, egal? Da. Cătălin sau Costin. Numele? Costin Dragomir. Costin. Îmi pare bine să te cunosc. Ai pus plus, nu? Sau, da. Așa. Dar cred că am pus și de ordinul 10-lor. Atunci împărțit. Da. Împărțit cu orice număr vrei tu de ordinul 10-lor de mii. 10-lor de mii. Gata? Încă una, 5 cifre, da. Și de egal. Da. Gata? E un număr mai mic acum, da? Da. Ok. Gândește-te la ce ai făcut în ultima perioadă, Cătălin. Eu? Da. Poți să fii aici. Poți să fii aici de mine. Așa. Gândește-te la ce ai făcut în ultima perioadă. Da. Din punct de vedere profesional, Carmen Tănase.
Da, atât spun. Carmen Tănase. Da. Care este rezultatul? Carmen Tănase, am făcut un podcast. Nu, care e rezultatul? 5, 3, 7, 1, 5, 4. 537.154. Intră pe YouTube la postarea vlogului cu Carmen Tănase. N-are, mă, n-are cum, du-te. Și cred că cu aproximație, și puteți intra dacă vreți și cei de acasă. Bă, ești nebun. Cu vreau să te uiți la vizualizările acelui clip. Deci n-are cum. Deci acasă la măruță 537. 500, stai un pic. 500. Stai să... Intră la vizualizări. Stai un pic că te arăt eu. Uite aici. Stai un pic că să. Uite, 530. Apasă click, dă click pe el. 500. Băi, cât ești nebun. 537, 154 și 171. 171. Înseamnă. Uite aici, 537. Înseamnă că ceea ce a fost n-ai cum să mai schimb. Bă, m-ai lăsat fără cuvinte aici. Totul este într-un ciclu. Totul se învârte într-un singur. Dar stai un pic. Deci sunt mai multe podcasturi aici pe YouTube acasă la Mărță. De ce l-ai ales pe ăsta sau cum ți-a venit ăsta? Nu, sau, cred că e ultimul, nu? E penultimul, da. Penultimul. Sau antepenultimul. Nu. Atât mi-a venit să spun. Carmen Tănase. Punct. Se apropie, da? Pentru că alegerile nu ne aparțin niciodată. Dacă ar fi să iei o alegere, să faci o alegere în viață, da? Ce alegere? Spune ceva ce... Ce ai face în momentul ăsta? Aș călători. Ai călători. Bun. Da. Perfect. Vreau să te gândești la o persoană dragă. Ok. Da? Da. Știi cum la cine se gândește? Nu. Nu, habar am. Tatăl tău? Da. Cum te-ai gândit la tatălui? Adică de ce ai zis tatălui? Puteai să gândească la mama, la bunica, păi, la iubită, la cineva? Sincer să fiu, plecam. Deci acum dau perdeaua la o parte și ies cu secretul în față. Aveam în prima instanță două variante, mama sau tata. Dacă spuneam tatăl și el avea o reacție nulă, șansele erau foarte mari să fie mama. De acolo niciodată nu știai ceea ce urmează din partea mea, să spun. Dar, de ce ți-a gândit la tatălui? Tatăl tău. Gândește-te la ceva ce... Are o emoție, ai o emoție. Voi v-ați vorbit înainte? Nu, n-am vorbit, dar fix azi e ziua tatălui meu și voiam să-i zic și la mulți ani pe această ocazie, dar nu înțeleg ideea cum s-a ajuns în... Bun, hai să ne imaginăm... Știai? Nu. Hai să facem un cadou fictiv, oarecum. Imaginează că tu ești cu tatăl tău, acum, aici. Să spunem că prin puterea magiei ai putea călători oriunde în lumea asta, pentru că ai spus că ai vrea să călătorești. Asta ai spus, nu? Mai devreme. Da. Corect? Da. Bun. Imaginează că tu ești acum cu tatăl tău. Închide ochii, acum. Îți imaginezi cum pur și simplu ești aici în platou cu tatăl tău, brusc, sunteți undeva, ori într-o gară, ori într-un aeroport, ori direct în acel loc în imaginația ta. Vreau să-ți imaginezi cum mergeți pe străzile din acel loc. Ok. Sunt clădiri pe stânga, pe dreapta, sunt oameni care trec. Da. Este un miros, simți un miros de mâncare, de exemplu, pe străzi? Da, oarecum. Da. Repetă în gând. Numele orașului. Ok. Pentru prima oară, deschid ochii. Te arată aici la cameră. În imaginația ta, unde ești în acest moment cu tatăl tău? În Barcelona. La mulți ani. Să strească tatăl. Aici scrie Barcelona. Am scris cu mâna dreaptă, dar am imitat scrisul cu picioarele, dar e ok. În Barcelona. Pentru că nu trebuie să ne facem cadouri materiale și așa mai departe. De ajuns un simplu gând să-i oferim cuiva. Și tatăl tău a primit cel mai... Ai frat sau surori? Nu. Tatăl tău este conștient astăzi care e cel mai frumos cadou din viața lui. Mulțumesc. Pe tine. Și același lucru, și tu ai cel mai frumos cadou din lume. Și toți cei care au
acasă, suflete. Ești mereu surprinzător, pe cuvânt. Sunt un simplu. Adică eu l-am chemat pe Pozaș, că era în spatele camerei, să-mi dea numărul aici, apoi l-ai păstrat aici, că la mulți ani Pozaș, să-ți trăiască tată. Ce liniște s-a făcut. Băieți, rămâneți aici. Sau nu mai rămâneți aici, puteți trece la bar dacă vreți, că mai aduc pe cineva. Da, okay, da, știu că tu îmi ziceai că vrei să o vezi și pe Natalia duminică, să vină să facă dansă. Dar până atunci, sau rămâneți voi acolo, că vine aici la bar, rămâneți voi acolo, lasă, da, nu vă mai schimbați. Beți un pahar de apă, mâncați un fruct, ceva, simțiți-vă bine ca la alții acasă.